Carlo. Doi. Am revenit la Suporter Segar pe live aici după ceva probleme cu internetul. Vă mulțumim pentru înțelegere. Sperăm ca totul să fie ok acum. Am avut o acțiune ofensivă acolo foarte bună prin Carlo Tanciu, care a reușit să introducă mingea în suprafața careului celor de la câmpul lung Mușel. Arătăm bine, arătăm forță, încercăm să găsim culoare, să pătrundem în apărarea celor de la câmpul lung Mușel. Clar, singurul obiectiv astăzi al Stegarilor este de victorie. Avem nevoie de puncte în salvarea de la retrogradare. Am început bine cu cei de la Sfântul Gheorghe, cu o victorie prin golul lui Edi Renza. Iar astăzi de ce nu să mai câștigăm încă o dată. Vreme excelentă pe stadionul Silviu Ploieșteanu, vreme excelentă de fotbal. Aproximez undeva la 700-800 de spectatori în acest moment, care iar aceștia continuă să vină pe stadionul Tineretului, o galerie formidabilă a Stegarilor, care simte momentul prielnic al nostru și susține foarte, foarte intens, așa cum ne place echipa. De altfel și cei de la Câmpul Lung au venit aproximativ 20 de persoane, undeva plasați în stânga noastră, dacă se aud un pic cam tare, sunt în zona acoperită de la tribuna VIP a stadionului Silviu Ploieșteanu și peste poartă a celor de la Câmpul Lung. Repunem rapid Stoian, Ghiotri, lung de linie pentru Carlo Tanciu, va fi tușa pentru Câmpul Lung, deși spune tușerul că l-ar fi atins pe Carlo Tanciu ultima această minge. Acolo Ghiotri, mingea refuză să iasă, ba, iese până la urmă. Se aruncă un pic cei de la Câmpul Lung Mușcel în zona noastră. Un meci, Radu, în care... Iată regăsirea, deci îmi cer scuze. Un meci în care avem ocupanta primului loc, Câmpul Lung Mușcel, și ocupanta ultimului loc, SR Brașov, înainte aceste etape. Dar cu toate astea, în teren se joacă de la egal la egal, ocazii la ambele părți, parcă suntem un pic mai periculoși față de cei de la Câmpul Lung. Ne dorim astăzi victorie, avem nevoie de cele 3 puncte, așa cum spuneai și tu, și sperăm că între timp s-a dat drumul la live așa cum trebuie și ne auziți și ne vedeți bine de aici, de pe stadionul Tineretului din Brașov. Moment în care cei de la Câmpul Lung încearcă să iasă din apărare cu o minge peste mijlocul nostru, dar Ghiotri este acolo. Făil acum, o respingere în față până la Tudoran. Salută Tudoran acolo. Dublează Carlo Danciu și vom avea autul. Avem și echipa celor de la Câmpul Lung Mușel, o să intru în ea foarte rapid. Marian Voicu în poartă, Andrei Stelea, Vlad Gâsă, Demian Popovici, Alexandru Serafim, Elvis Ciacio, Enica Lima, Luca Stancu, Ștefan Ghiță, Robert Dumitrescu, Ionuș Genaru, Dănuț Mihăescu, rezervă la cei de la Câmpul Lung, Rareș Bădulescu, Marian Ion, Radu Cacior, Ștefan Coman, Lumiere Cec, Alexandru Longher, Petre Simon și Răzvan Lungu. Avea tușa, Radu, între timp a fost o angajare a lui Stoian pentru Lemac, dar n-a ajuns mingea la acesta, tot Stoian acum. Atmosferă de zile mare aici pe stadionul Silviu Ploieșteanu. Respinge portarul celor de la Câmpul Lung. Da, multă lume a luat astăzi calea stadionului. În ciuda faptului că ocupăm ultimul loc în clasament, cum spune toată lumea, dar nu cred că asta este adevărata noastră față în acest moment. Cu siguranță vor avea meciuri grele toate echipele cu noi în această parte secundă a campionatului. Foarte bine intervine Ghiotri acolo și împinge practic tentativa de contraatac celor de la Câmpul Lung Mușel. Elvis Ciacio a degajat minge lungă, doiuri acolo a mușelenilor. Recuperează foarte bine Diego Dima, Iordache. Bine, Rareș, până la urmă suntem o echipă schimbată din temelii, ca să spunem așa, față de 2023. Și asta pentru cei care au
A venit mai târziu pe live și nu știu schimbările pe care le-am făcut în această iarnă la SR Brașov. Undeva la 15 jucători noi veniți, un nou staff tehnic, un nou staff administrativ aici la SR Brașov. O nouă conducere, practic, ca să spunem, toată lumea s-a schimbat. Doar suporterii au rămas, cum este mereu la Steagul, sunt cei care rămân mereu. Și noi, Radu, și noi. Și noi suntem suporteri până la urmă. Faultează acolo Carlo Canciu. Și oprim o fază periculoasă a celor de la Câmpul Lung Mușcel. Faultat a fost jucătorul cu numărul 15, Elvis Ceacio. Deci a 13 minute trecute aici în confruntarea dintre SR Brașov și Câmpul Lung Mușcel. 0-0 în continuare. Demian Popovici bate această lovitură liberă. Celălalt fundaș central celor de la Câmpul Lung Mușcel, Vlad Gâsă. Sau Gâsă. Cred că un gol al nostru, venit repede, îi va reduce la tăcere pe cei de la Câmpul Mușcel, galeria lor care e aici lângă noi. Da, foarte bine Gheorghe s-a descurcat, Tudoran cu mingea la picior, două dribling-uri reușite, Brian Lemac, foarte bine de posedează, ce pasă reușește acolo pentru Gugu Popa, care este primul la minge, ce pasă reușește Brian Lemac. Centrează foarte bine! Foarte bine acolo a centrat Ovidiu Sterian de pe partea stângă, dar fautăm prin George Tudoran. Rare, ce pas a dat Brian Lemac, ce fază frumoasă, ce incursiune frumoasă și a lui George Tudoran, jucător venit de la ASU Poli Timișoara. A depus foarte bine. Pasa aceasta a lui Brian Lemac a fost asemănătoare cu cea a celor de la Farul Constanța în meciul de ieri împotriva celor de la Rapid București, când Luis Munteanu a reușit să aducă victoria celor de la Farul. Câștigă bătălia cap Stoian Gheodri din nou. Suntem montați, Rareș, dar Câmpul Lung Bușteni este o echipă solidă. Gheotri se pune să se pregătește să repună. Totuși cei de la Câmpul Mușcel, Radu, vin după o victorie acasă cu 7-1 în fața celor de la Ciucaș Târlungeni, adică au moralul ridicat, au multe goluri înscrise la reluarea campionatului. Da, este o echipă solidă. Și foarte curios, nu ei sunt cei care au condus clasamentul până în aceste momente în seria noastră și au fost surpriza Olimpic Sărbești. Merge lungă, încercat de Mușeleni, recuperează foarte bine Sterian, acum Diego Dima. Suntem mai agresivi față de cei de la Câmpul Lung, dar trebuie să fim atenți. Demian Popovici, ca să fie arătat, întoarce la portarul Marian Voicu, care degajează puternic. Și foarte bine Stoian, foarte bine Stoian acolo din prima. Se vede experiența ligii secunde pentru capitanul Stegarilor. Alexandru Serafin se pregătește să repună acest balon. Caută o variantă scurtă. Zona centrală, foarte bine apare Brian Lemac și îi forțăm să greșească pe cei de la Câmpul Lung. Stă bine totuși pe picioare, e jucătorul celor de la Câmpul Lung și reușește să mențină controlul mingii pentru ei. Acum Lemac la un pas de a intercepta mingea, o pasă riscantă acolo a lor, a oaspeților de astăzi pentru SR Brașov. Ești frumos până acum aici se întâmpla. Sperăm că noi vom fi cei care vom înscrie și vom lua toate cele trei puncte astea. Puncte de care avem mare nevoie în clasamentul Ligii a treia pentru a ne apropia de plutonul care ne poate salva de la retrogradare. Caută soluții spre poarta noastră cei de la Câmpul Lung, dar ne închidem foarte bine. Lung de linie, cel de la Mușcelu.
ușor depășit Diego Dima. Dublează foarte bine Carlo Tanciu, nu este absolut nimic, care recuperează Dragoș Popa. Bătălie în zona centrală, George Tudoran cu fața la poartă, întoarce pentru Piotri Andraș și în momentul de... în care trebuie să calmăm jocul, o facem. Edi Renza, autorul golului victoriei cu cei de la Sepsis Sfântul Gheorghe, 2 din etapa precedentă. Sterian, Popa, schimbă în dreapta, foarte liber Piotri, George Tudoran. S-au închis bine cei de la câmpul lung Mușer. La fel și noi, Radu. Nu prea au avut șanse. Poate reușim acum să spargem apărarea lor. Am reușit să o facem de câteva ori, dar fără să înscrie, din păcate. Din nou controlăm jocul, Piotr Andraș, intervenția centrală. Se refacă bine tare, Tanciu, nu este offside! Nu este offside, dar nu e acolo, nu e la bara a doua, da! Nu, de autogol, fundașul celor de la câmpul lung, se încurcă acolo minge și foarte mare pentru Stegani. A apărut foarte bine Brian Lemac acolo, dar și cursunea lui Carlo Tanciu și pasa lui Gheorghe Andraș sunt de aplaudat. Recuperăm rapid, Ovidiu Sterian. Ionuț Genaru a fost acolo într-un pressing, dar fără aici de probleme lui Ovidiu Sterian. Din nou Stegani pe partea dreaptă, Tudoran, foarte, foarte tehnic acest jucător. David Iordache e liber în zona centrală, jucător venit la Cetatea, turnul Măgurele. Face un fel, da, acolo. O echipă foarte solidă, aș putea spune, poate cea mai solidă echipă din seria noastră, alături de surpriza Olimpic Sărnești. Urcă cu mingea la picior, Elvis Ciacio întoarce la Eric Alima, mai departe pentru Demian Popovici. Demian Popovici pentru Vlad Câsă, caută soluții cei de la Câmpul Lung Mușcel. Un jucător periculos al celor de la Câmpul Lung Mușcel mi s-a părut Ionuț Genaru, Radu, care a intrat etapa trecută și a schimbat cursul partidului. A pierdut acolo și este 1-0 pentru Câmpul Lung. Dar nu-i nimic, Radu, avem timp să facem rezultatul. Se bucură cei de la Câmpul Lung, Radu, parcă au câștigat Champions League cu un gol aici sub tâmpa. Prin viteza depășită apărarea noastră la acest gol. Este timp să revenim. Prin viteza depășită apărarea noastră și cei de la Câmpul Lung Mușel deschid sporul în minutul 21 al partidei. Da, nu trebuie să ne tăiem aripile după acest gol primit. Chiar cel pe care l-am menționat anterior, Ionuț Genaru, a deschis scorul pentru Cetatea. Cel mai periculos jucător al lor, chiar înainte cu o fază. Da. De faza aceasta a primit indicații de la antrenorul celor de la Câmpul Lung, unde să intre în apărarea noastră. Galeria continuă să-și încurajeze suporterii. Nu e nimic pierdut, Radu. Absolut nimic. Este minutul 20 până la urmă, Rareș. A fost mai periculos, ăsta este adevărul, dar fără finalitate. Pintuța pentru cei de la... Avem și jucătorul și pe bancă, Radu, care pot intra și pot schimba soarta partidei. Da, e Burcea, Răchișan, poate intra Cem Firat, Andrei Dedu, sunt variante de prim 11 chiar, care pot schimba jocul. Important este să atacăm, să iese foarte bine Stoian în această fază caracteristică.
Carlo Danciu, foarte bună centrarea către Dragoș Popa. Diego Dima trebuie să fie primul și o face, dar face când e un pic lung. Putem să-i surprindem așa, da. Cei de la cu un gradul. Calitate avem, sunt convins că avem calitate și din nou George Tudoran, ce bine acolo. Un jucător tehnic care nu pierde balonul. Vine după o accidentare grea, din păcate. În continuare dublează acolo cei de la Câmpul Lung. Și mingea iese în aute poartă. Nu, Tudoran este un jucător de calitate. Se vede că a lipsit un an de zile de pe gazon în urma unei dupe fracturi. Trebuie să credem, Radu, în șansa noastră. Se pregătește să degajeze Marian Voicu, portarul celor de la Câmpul Lung. Respinge Gödri, Lemac se bate acolo cu jucătorul celor de la Câmpul Lung. Mingea trebuia să fie a noastră. Dar este acum, Iordache, Popa. Se închid bine cei de la Câmpul Lung Mușcel. Pe două linii efectiv stau în aceste momente. Gătri ușa pentru Steagul, tot el va repune. Cere Brian Lemac, primește atacatul Stegar din prima pe la Danciu. Este și Tudoran. Încerca Carlo tot cu Lemac. Îi forțăm să trimită mingea în afară și rămânem sus la această fază. Este cel care a dat mai departe mingea în aut. Brian Lemac pentru Steacu, din nou tușă. Forțăm și încercăm să căutăm culoare. Este clar, s-au retras cei de la Câmpul Lung după marcarea golului Rareș. Carlo Danciu! Dar tot noi trebuie să fim primii la minge. Am văzut bucuria lor la gol. Descătușarea am simțit mai mult. Decât bucurie. Vlad Câsă. Caută minge lungă, dar Stelian este Medirența, întoarce pentru Raul Builă. Stoian revenit și el acasă după o experiență în Liga a doua la CS Tumari. Dacă îmi permiți, Radu, ca în fiecare an, nu? Stoian revine în fiecare an la Serra Brașov. Medirența foarte bună, verticalizare pentru Gödri, pe jos până la Brian Lemac, direct luat în primire de numai puțin de doi jucători de la Câmpul Lung. Este izolat acolo ca unic atacant al nostru pe această 3, chiar 4-5-1 uneori. Am văzut când am jucat peste apărarea lor, i-am surprins, trebuie să încercăm tot acolo cu centrări peste. Vișaciu încearcă pentru Erica Lima, urge mingea, lung, atac poziționat, recuperează Carlo Danciu, Dragoș Popa, Diego Dima, Dragoș Popa, Ovidiu Sterian. Întoarce pentru Edirența, încearcă un pressing acolo pe la 25 de metri cei de la Câmpul Lung Mușcel, dar asta este tot, un pressing cu un jucător. Foarte bun acum pasa lui Stoian pentru Popa, Dragoș Popa și va fi corner pentru Steagul, primul corner al partidei, iată îl notăm în minutul 26 și aparține galbenegrilor. Și să nu uităm totuși ce ocazie mare am avut fix înainte de deschiderea scorului pentru cei de la Câmpul Lung. Deci putem, trebuie să și înscriem și o vom face astăzi. Avem talie, Rareș, avem talie față de sezoanele precedente, jucători ca Lemac, Stoian, Edi Renza, Sterian, pot aduce plus valoare pentru noi la fazele fixe. Danciu, la prima bară, continuăm. Wow. Și un șut pe lângă poartă a lui Tudoran. Ar fi vrut să o lovească mai bine, l-am simțit, dar a fost acolo o presiune din partea mușchilenilor. Și Marian Voicu va repune acest aut de poartă, nu se grăbește. Important este că încă contăm și încă punem presiune pe poarta celor de la Câmpul Lung. Nu-i lăsăm să-și facă jocul, în ciuda faptului că au reușit să scrie la probabil primul și singurul șut al lor pe spațiu porții.
până în acest minut. A fost la balon autorul golului Ionuț Genaru. Rămâne în sus, Radu, vom avea un out acum. Avem încă o șansă să ne așezăm acolo în careul celor de la câmpul lung, să profităm de jucătorii înalți pe care avem. Să încercăm, așa cum am zis, cu centrări peste apărarea lor, că atunci i-am surprins. Iordache se pregătește să arunce această minge în careul mușcelenilor. Ne ducem jucătorii de talie în zona careului lor. Brailema, ce bine a intrat acea degajare. Faultă, joc periculos, am spune acolo la piciorul ridicat de Dirența. Și doi jucători ai galbeneghilor, întinși pe gazon, Carlo Danciu și Brian Lema. În acest moment mi se pare că ne lipsesc centrările de pe flancul, Radu. Să punem presiuni acolo pe apărarea celor de la câmpul lung. Da, avem jucători de viteză rare, jucători cărora le place să intre în careu cu mingea la picior. Dar trebuie să schimbăm ceva în jocul nostru. Așa până cât să reușim să surprindem apărarea lor. Brian Lemac este un atacant surprins, veritabil, cu talie, căruia îi plac mingile pe sus, ar putea aduce acolo un plus. Edi Renza degajează și Ghiodri vine pentru a calma situația. Edi Renza către Stoian. Este Ghiodri pe partea dreaptă. Se preferă o verticalizare pentru Sterian. Centrare bună, dar iese foarte bine din poartă Marian Voicu. Foarte bine a stat în 6 metri și degajează rapid. Se pe semne astea ar fi tactica celor de mușcelul în aceste momente. Stoian se repune rapid, ne grăbi. Danciu. Căutăm soluții, întoarcem balonul în jumătatea proprie. Iordache, Ghiodri, e liber, Ovidiu Sterian nu reușește pasa, pressing făcut de mușelen prin Robert Dumitrescu, Ilă, Edirența. Sterian, Danciu, să vină acum. Ocazia foarte bună în 2-1 între stegari. Ah, ce bine s-a interpus acolo jucătorul cu numărul 5 al mușelenilor, Andrei Stelea, la un pas să fie depășită apărarea lor. Robert Dumitrescu față-față cu Piotri, încearcă un șut blocat de stegarul venit de la Bolțea. Pasă greșită. Pasă simplă greșită de aceștia. Semn că presiunea stăcoarilor există. Rapid, Ghiodri, Tudoran, Iordache. Și din nou căutăm calea atacului, calea golului, egalizator. Dima, Serian. Le e frică de noi, Radu, și trebuie să profităm de asta. Văd că Morica l-a scos la încălzire și pe ceni. Simte că avem nevoie de încă un vârf acolo care să pună presiune pe apărarea lor și să îi destabilizăm. Trebuie să schimbăm ceva. Se poate. Iată, din nou greșesc. O pasă simplă. Cei de la Mușelu prin Demian Popovici. Înscrie până la pauză în urmă asta. Două greșeli neprovocate. Se luptă Brailema, o face bine Diego Dima, Danciu protejează,
A spus arbitrul central din Galați, Ionuț Constantinescu, că a fost în pieptul jucătorului de la Mușelu și fautează Edi Renza. O brigadă formată din Ionuț Constantinescu din Galați, Vasile Bogdan Ștefan din Sibiu și Costel Protar din Cisnădie. I-a dat lui Gugu Popa cartonaș galben, Radu, fără să facă nimic la faza asta. Oare de ce? Am turcat jucători, efectiv. Deci notăm și primul cartonaș galben al meciului văzut de Dragoș Popa. Nu pot să... Nu am văzut, îți spun sincer, are și această fază. Citeam arbitrii, dar... Măcar tot un protest, nu cred că... N-a protestat, Gugu. Este atent. Mingea ajunge la Robert Dumitrescu. Doi nereușit. Din nou greșesc. Foarte bine Tudoran. I-a dat o minge în viteză, dar este atent Demian Popovic la această fază. Îmi cer scuze, a fost Vlad Gâsă. Un ritm de joc foarte bun al Stelarilor Rare și în această primă repriză. Am încercat să construim în viteză, dar ne lovim de acel zid al mușelenilor din apărarea lor. Edi Renza pentru mai multă siguranță în fara terenului. 34 de minute trecute, Radu, în continuare 0-1 pentru câmpul lung. Sperăm să egalăm și trebuie să egalăm până la pauză. Suntem obligați. Iordache trimite mingea în afara terenului și vor avea altul cei de la câmpul lung. Și Răchișan ieșit la încălzire, Radu. Iese Răchișan, da? Corner pentru cei de la Mușcelu, primul corner al lor. Trebuie să ne așezăm bine în apărare. La prima pară! Nu s-au înțeles, nu au vorbit acolo între ei. Asta îi reproșează Lemac lui Băilă. Chiar dacă nu ne face cinste să zic, Radu, trebuie să menționăm că practic este prima intrare pe tineretul a multora dintre băieților noștri, jucătorilor noștri. N-am reușit să facem niciun antrenament aici, stadionul fiind închis pentru îngrijirea gazonului. Refuză să iasă acolo Băilă. Practic nu putem avea astăzi avantajul unui meci acasă, necunoscând atât de bine terenul, mare parte a jucătorilor noștri. Rămân în atac cei de la câmpul lung. Lima toarce pentru Popovici. Este Lemac la pressing, mai departe pentru Gâsă. Senarul a câștigat duelul mai tirența. Stelea centrale iese să o ia riscat, dar apare Gheotri și degajă mingea. Mergea bine atacul lor, erau destul de periculoși. Reușiseră să creeze oarecum superioritate. Dar am reușit să înlăturăm pericolul pentru scurt timp. Dacă reușim să recuperăm această minge rapid. Taciu. Să facem, Radu! Faul! S-a lăsat inteligent acolo! Ceacio și va fi lovitură liberă pentru câmpul lung. Popovici urcă și Serafin primește din cele din urmă
întoarcem pentru Popovici, George Tudoran, a încercat un pressing. Dar în ciuda rezultatului, Radu, lumea continuă să vină la stadion. Văd oameni care încă mai intră în acest minut 38. Steria. Minge la Popa. Aceasta să fie centrarea de care vorbești. Nu are reușit să-l depășească Popa pe... Uite că greșesc, Radu, și nu profităm de această greșeală a lor acolo în apărare. Ce păcat. Au spațiu de manevră aici pe partea stânga, dată cu urcarea lui Doran. Pare bine Piotri, face față cu Dumitrescu, Ceacio. Ștefan Ghiță, capitanul Cernea Mușelu. Verticalizare către Serafim, încearcă, dar foarte bine Ghiotri, foarte bine Ghiotri. A pus de o lovitură Serafim. S-a oprit și spune că este lovitură la cap a jucătorului, în timp ce stegarii voiau să pornească un contraatac. Da, nu foarte simt. Bine a luat fața Ghiotri Rareș. Da, dar arbitru nu simte meciul. Nu e în meci, arbitru. Îl simți? Nu, că nu e în meci. Nu e acolo, nu e în meci? Nu. Este un pic depășit de viteza acesta a meciului. Un meci prea mare pentru arbitru central al partidei. Din păcate pentru el. Nu se ridică la nivelul partidei. N-are nimic. Și la nivelul băieților din teren. Da, bine, în momentul când se vede o lovitură în zona capului, arbitrul este obligat să oprească și pe baza aceasta nu avem ceea ce spune, dar nu. Dar uite, jucător de la câmpul lung, ok. E ok, nu, asta e cel mai important, este ok. Uite acum Tudoran, recuperare foarte bună acolo în fața apărării. Danciu îl are pe Ghiotri, are mai multe pare. Danciu foarte Leman. Bine pentru Leman. Leman, Iortache, continuă Ghiotri, va veni centrarea ce... Nu se poate așa ceva! A fost... Deci nu se poate așa ceva! Nu a fost lipită. Îmi mențin părerea, Radu. Arbitru nu e în meci. Nu e aici. Da, putem să revedem față, dar greșesc din nou și nu suntem atenți acolo, mușcelenii. A fost o centrare care l-a lovit și în mână pe fundașul celor de la Mușcelu. Asta a fost clar. S-a văzut că a fost... Va vedea galbenul Sterian, cu siguranță o vede. Al doilea galben a Segariu. Acum e ok. Nu, a fost clar galben acum, dar... Da, nu cred că Mușcelu are nevoie și de ajutorul arbitrilor. E o echipă solidă. Consider totuși că arbitru nu e unde trebuie, din păcate. Mențin părerea că a fost penalti, pentru că nu a fost lipită de cort, asta este clar. Din păcate nu s-a văzut. Asta este cel mai important, nu se mai poate reîntoarce faza, nu avem varul. Va trebui să scriem și eu cred că o vom face în aceste momente rare, pentru că suntem acolo. Ne motivează mult greșelile arbitrilor. Chiar a fost, nu a fost mâna lipită, dar e clar. Orice explicație am dat centrala acestei partide, se vede clar că a fost atinsă, nu poate neapărat cu intenție, dar a fost.
Da, după vizualizarea reluării putem spune cu certitudine, asta e clar. Ah, greșim și noi și va fi tușa pentru câmpul lung. La asta nici nu e nevoie de reluare, Radu, a fost pe față. Alex Serafim se pregătește, da, nu avem ce face. Aproximativ rare 700-800 de suporteri veniți. Și e păcat, Radu, că încă avem aceleași greșeli de arbitraj ca în sezoanele precedente. Nu s-a schimbat nimic acolo, din păcate. Da, e clar, nu avem ce spune, dar nici nu putem da timpul înapoi în aceste momente, Rareș. Foarte bine, Diego Dima, revenim la joc, Dragoș Popa, urcă Diego Dima, pleacă și Lemac. Ah, se interpune acolo Gâsă și recuperează prin Ceacio câmpul lungu. Stelea autopasă către șeptarul Stancu. Din nou greșește și recuperează Gugu Popa. Hai, poate reușim acum să scriem. Din poartă nu ne-o scoate. Minutul 44. A fost peste cei de la câmpul lui Mușel. Ne-a lipsit golul și încearcă un șut. Tudoran. Pierdem posesia. A fost peste în această repriză. Mai periculoși, mai dârși, mai puternici. Dar au reușit. Ei au fost mai eficienți. Da. Ne-au bătut la eficiență, Radu. Foarte elegant, Stoian, Danciu Iordache din corp, dar vine foarte bine din spate acolo Elvis Ceaciu și recuperează pentru câmpul lung. Nu l-a avertizat nimeni pe Iordache la faza anterioară că vine din spate. Ar mai fi timp de o fază, zic eu. Dar trebuie să arate și minute de prelungiri. Te arată câte? 3, 4? Cred că 4 minute arată. 4. Sau e... 4 sau 5? Un minut. Din 4 sau 5 am văzut la... Păi ridicați acolo. Vedea de soare. Aoleu! Revenim probabil în partea secundă. Offside. 2 minute a anunțat că e curat. Fiecare ce vede. Fault al celor de la câmpul lung Mușel. Rența. Va arunca mingea la bătaie, o face către Lemac. Nu s-a terminat faza, Radu, suntem acolo. Lemac, este ultima fază a acestei prime reprize. Va fi out pentru câmpul lung. Probabil a fost și ultima fază a primei reprize. O primă repriză bună a stecarilor, în ciuda scorului, o să spun cu siguranță, Rareș. Și am să-mi mențin părerea. Repriza secundă va fi și mai înflăcărată, asta este cert. Este dușă pentru Steagul Serian, să vedem ce preferă Spurt către Popa. Trebuie să aruncăm mingea în careul această față, o facem, dar prinde Marian Voicu și final de primă repriză. Revenim după 15 minute de pauză aici sub tâmpa conferenței pe Sărea Brașov și câmpul lung Mușcel.
cu 39. Dar are și aici în studioul Steagul TV s-a făcut clar o analiză a fazei controversate din prima repriză. Începe și repriza secundă. O repriza secundă în care să-l scriem o dată. Pentru că am fost superior cel de la câmpul lung, asta e clar. Ne-a lipsit, cum ai spus și tu, eficiența în fața porții. Să sperăm că am intrat mai montați în repriza secundă. Opa! Foarte bun undoiul cu Popa și va fi... Nu e, nici de-a refuză să iasă și... Este recuperată de Mușcelen, care nu-și duc foarte mulți jucători în față, dar iată că ajung în cadrul nostru. Vom forța în repriza a doua, Radu, și vom avea spații în apărare. Asta e cert, cere Luca Stancu, destul de liber acolo, dar Brian Lemac coboară foarte bine. Tudoran, urcă Lemac, trece stecarul... Minge la Dragoș Popa în zonă ce foarte bine iese autorul golului Ionuț Genaru. Meciul se joacă, Radu, se joacă. Va fi o repriză disputată de ambele părți aici sub tâmpa. Un meci frumos, un meci care a avut ritm în prima repriză, ocazii la ambele părți. O repriză frumoasă, cum de mult n-am mai văzut sub tâmpa, Radu. Meci de calitate, cere... Luca Stancu primește șeptarul celor de la Mușcelul. Ceacio întorc în jumătatea proprie mușcelenii. Popovici. Visă. Caută soluții, o verticalizare pe partea stângă a mușcelenilor. Se luptă Serafim. Și recuperăm prin Carlo Danciu. Tot acesta bate rapid Stoian. Edi Renza mai departe pentru Ovidiu Sterian. Dima. Renza degajare către Dragoș Popa. Sterian. Luca Stancu între zona centrală o minge către nimeni și recuperăm prin Ghiodri. Băilă degajare. Au pus un pic stăpânire la Reș pe... O sesie prelungită pentru cei de la câmpul lung de 2-3 minute. Mingea este la ei. Așteptăm, suntem în așteptare, în expectativă, să avem mingea și să putem profita de atenție. De greșeala lor, dar primii care profită de greșeli sunt ei, de greșeala noastră. Centrează Băila, trebuie să ia, să prindă, dar boxează pentru mai multă siguranță, pentru că nu a putut. Serenii pun presiune la acest început de repriză secundă. Este Diego Dima din dispozitiv, minge lungă, este depășit. Și un șut direct pe poartă, prin sfără probleme de Băilă. Primul șut pe spatele porții după gol al mușcelenilor. Al doilea, dacă bine am numărat. Ce bine a agățat acolo. Al doilea tot meciul pentru cei de la câmpul pe poartă. Brian Lemac recuperase foarte bine prin acea agățare a mingii, dar era singur. Serafit. Foarte bine Ghiotri, foarte bine Ghiotri, mingea la Carlo Danciu. Hai să dăm puțin de rit la faza asta, să grăbim puțin... Întoarce, dar nu avea cu cine, da. Se poziționa, se ră deja pe două linii mușcelenii. Așteptările mele deja erau ridicate, Radu. Popa coboară foarte mult în doi cu Sterian care urcă foarte bine.
N-avea continuitate. Nu s-au înțeles. Cei doi stegari? Și Burcea a scos la încălzire de Forica. Mă întreb care sunt juniorii celor de la Mușelul. Chiar sunt foarte curios pentru că au talie. Nu pot să-mi dau seama. Nu au vârsta trecută pe foaia de joc. Sunt jucători de talie, foarte puternic și fizic. Degajare, Renza este primul, Dragoș Popa, Diego Dima din prima până la Braile Mac, faultat, faultat de Galben și șutul al lui Carlo Danciu. A fost o lovire intenționată. După minge, trebuia acolo mai multă atenție din partea centralului. Dar se ridică puternic cu Braile Mac. Da, până la urmă este o lovitură după ce acesta a pasat cu totul. Hai de Reța, fii primul, ești. Până la Dragoș Popa, pe banda stângă. Deja s-au repliat și de la Mucelu, urcă și Sterian, primește stegarul, centrarea direct pe poartă! Scoate cu greu Marian Voicu și este corner pentru stegari. Exact ce am zis, Radu, avem nevoie de centrări și uite că îi surprindem cu astea. Aici trebuie să jucăm, pe flancuri. A vrut să dea pe poartă la bara a doua, asta e clar. Hai să vedem acest corner, cum ne poziționăm, cum îi surprindem. La bara a doua se bate. Și foarte bine apare Reța, prelungire, Popa. Pierdem posesia, Ghiodi trebuie să fie primul. Este poziție regulamentară pentru Tudoran, dar recuperează Mișeleni. Și acum trebuie să fim atenți, trebuie să ne retragem, să ne repliem. Cu fundașii centrali și cu David Iordache, mijlocași nostru la chidere. Foarte bine apare Carlo Danciu și recuperăm Iordache, Popa. Rămâne Dragoș Popa la balon. A, un pic cam înceată pasa pentru Lemar. Dar tot Popa recuperează. Lemar trebuie să țină de minge și o face bine. Tușă pentru Steagu, cam de pe lângă cor. Acolo de pe lângă Tușă. Sterian cred că va repune puternic, nu? O face scurt prin Firența. Ce bine acolo a dus faza, Tudoran reușește să mențină, dar mult timp. Burcea chema de la încălțire, Radu. Cred că a auzit Rareș Forica ce am zis, că avem nevoie de centrări de pe flancuri. Să vedem ce schimbare ne pregătește, sau ce schimbări pregătește Rareș Forica pentru stegari. Iese și Dedu la încălzire. Da, ai nevoie de creativitate în zona centrală. Ar trebui să punem un pic presiune pe zona centrală. Să ducem, să aruncăm mai multe linci în careu. Popovic, Demian Popovic. Stelea. Între Stavu a cercat, dar ne-am interpus. Tot Luca Stancu se pregătește să repună. Pot spune că este un meci animat. Are și un meci cu doi tipe de calitate. Chiar dacă este distanță în clasament de cele două formații. Șut încercat direct pe poartă acolo mușcelenilor. Dar fără rezultat.
degajăm rapid până la Chiuci. Mai departe. Pentru Tudoran s-a încercat. Din Alma Castancu Popovici Alma întorc mușelenii caută și soluții. Degajează Marian Foi cu prima acolo cumva. Este cu Matăriț. Foarte bine se interpune Stoian și blochează șutul lui Robert Dumitrescu. Răchișan și Burcea, primele schimbări în tabăra stăcanilor. Se pregătesc să intre în marginea terenului. Cine să iasă? Ar fi Dragoș Popa odată și probabil Ghiotri sau Sterian, dacă ar fi schimbat post pe post. Debutează Robert Burcea, jucătorul galben-negru. Robert Burcea debutează pentru Segar după experiență în Kosovo la FK Lapi, echipă de primă ligă a kosovarilor. Este Ghiotri, Radu. Da. Gheote și Gugu Popa, exact cum anticipam, Rareș. Cum ar fost pe post, pe tine? Hai să vedem dacă schimbările astea vor fi de bun augur pentru Stegari și vor aduce prospețime în fața porții centrării de care avem nevoie pentru a surprinde apărarea celor de la Mușcel. Noi avem nevoie de puncte mai mult ca ei. Ce să zic? Ce neînțelegere acolo între noi. Vor avea corner, Radu. Al doilea corner, dacă nu mă înșel, Rareș. Mușeleni. Chiar cu o schemă cei de la Mușel, hai să vedem, să ne apărăm bine la această fază. La bara a doua încearcă, lungă, până la Popovici. Este Ilia Danciu primirea acolo. Pentru noi. E tușă pentru noi, nu Atis. Este tirat tușă pentru noi, nu Atis, este Danciu. Dar nici n-avea cum să o atingă, Radu. Greșea la tușelul care a fost lângă fază. Alma întoarce până la Astelea. Vlad Gâsă să fie încetate o bunță lungă speța Steliana pentru tempo. A ezitat acolo. Asta a fost faul făcut de nu știu ce pasă Diego din acolo pentru Brian. Mare, ratată de câmpul Mușteliu după fază frumoasă. Vor face și ei prima schimbare. Intră Alexandru Longher, să vedem și ei locul cui. Dar se mai așteptă un pic. Foarte bine Burcea. Mar s-a uitat. Asta continuă, rată. Tudoran! Da. Vin la par! Se nu respinge acolo. Acolo trebuie să...
Acolo trebuia să fie un atacant Radu, care simte, care simte poarta. Dacă era un atacant care simțea poarta acolo, aveam o șansă mare. Taci, s-a urcat. S-a urcat pe el, efectiv. A dat invers. S-a dat, a dat invers. S-a urcat pe el, efectiv s-a pus pe el. Dar... Acolo era de galben la faulturile mari făcut de Muștereni. Este jucătorul cu numărul 11, Radu, dacă văd bine. Numărul golului, dacă este jucătorul cu numărul 11, Ionut Genaru. Și a intrat Alexandru Longhert. A ieșit prin spatele porții, Radu, se grăbește de la... Cred că a fost invitat de către centralul partidei să iasă acolo. E foarte posibil. Renza, Iordache, Stoian, pe jos, până la Lemac, Iordache, s-a strigat, vine. Forțează nou intratul Alexandru Longhert. Se va fi out pentru Steagu. Ne grăbim, Rareș, ne grăbim, Sterian. Răchișan își face culoar, urcă, minge lungă. Grea pentru Răchișan. Arată că greșești și ești, trebuie să aproveităm de greșelile lor, Radu. E, trebuie e să momentul să mai repede. E momentul să încercăm să profităm de aceste greșeli. Urcea. Stoian. Pe două linii, pe două linii, trebuie să spargem acest zid de gheață. Dorac, Lemac, foarte bine, se luptă Lemac acolo. Caută un doiuri cu colegii. Danciu. Pentru Burcea, să vedem dacă ajunge Stegarul, face centrare, Tudoran. Tudoran, centrare bună pentru micuțul Răchișan, Iordache. Iese bine Luca Stancu din dispozitiv, dar recuperăm rapid, presiunea crește. Brian Lemac este întins pe gazon. Se resimte atacantul nostru după... Lovit de câteva ori, are, de câteva ori bune. Multe, multe lovituri încasate în această partidă de Brian Lemac. Cenk pregătit să intre. Merge și el la încălzire, Radu, din nou. Semn că va intra în probabil ultimele 20 de minute ale partidei, 25. Sunt minute prețioase, asta este problema. Momente în care ne-a presiune. Ține de la Muscelu, bat rapid Alma, Stelea, Ceacio, un doier acolo între jucătorii Musceleni, Demian Popovic, Ceacio, care greșește, dar rămâne cu noroc în posesia balonului. Răchișan, călcat acolo, Sterian. Sterian se bate, o face bine, dar nu e nimeni acolo. Faza a doua, acum. Mingea în continuare la Sterian. Răchișan. Găsim soluții și trebuie să întoarcem mingea de multe ori. Diego Dima. Din nou la Sterian. Pe două rânduri cei de la Muscelu. A, și Răchișan scapă mingea. Pe două rânduri, Radu, de minute bune cei de la Muscelu. E greu să spargi apărarea asta. Da.
Serafim. Stedian. Robert Dumitrescu pierde în posesia balonului, Iotache la siguranță pentru Băila. Băila Burcea. Foarte bine Lemac acolo din prima pentru Tudoran, să vedem dacă este primul. Nu reușește să fie primul Vlad Gâsă. S-a dat fault în atac. Da, a fost. Da? Dar nu e sprintul, calitatea fortă a lui Tudoran? Arian Voicu se pregătește să repună mingea pentru Mușeleni, puternic. Burcea, Stoian, Danciu. Lemac. Lemacu atinge din prima foarte bune de viteză pentru Stegari. O face și acum pentru Răchișan. Răchișan 1 la 1 cu Serafim. Sterian direct pe poartă. Direct pe poartă șutul lui Sterian. Și galeria. Cântă din ce mai tare. Stoia, trebuie să fie atent, nu ești. Repunem rapid, Burcea. Nu s-a înțeles Răchișan, Danciu cu Tudoran. Dar recuperează Tudoran, nu e faul. Lemac, e dreapta. Haide Lemac! Așteptat mult Tudoran. Așteptat mult acolo Tudoran pe Lemac. Și Lemac a venit din spate de la câmpul lui, nu știu cine, a apărut din tecnic. Ce păcat că nu profită. Ce ocazie. Uite, astea sunt lucrurile prin care am reușit să dominăm și nu am reușit să ne impunem golul în prima repriză. Trebuie să fim mai atenți, mai... Dar ce recuperare a făcut acolo Tudoran, Radu. Da. Sunteți și copii de mine, dar ești... Așa e la Brașov, Radu. Așa mai trebuie să înscriem un gol și ne-am văzut pe toată azi. Chiar două. Bine, practic trebuie să forțăm, Radu, că luăm bătaie 3-0, 4-0 sau reușim să egalăm pe cei de-a... Ți-a dus ochii în lăinul, ești la bun. Iar dacă am avansat cu cea cu asta, cu arma... Recuperează Răchișan. Aveam plus de viteză acolo. Diego Dima este întins pe gazon. Ce Mitru ceartă pe jucătorul nostru. N-am mai văzut asta. Nu ține de timp. El arată că îi pune ceasul, dacă poți observa. Mi-e greu să cred că cei de la Steagul vor să tragă de timp în aceste momente. Da, bine, amuzant. Amuzant pe remarca pe care o vedem aici. Exact cum am zis, nu e match. Nu știu exact. Nu știu. Edoarent. Cred că e în drum spre stadion, a? Stoian. Iordache, liber. Urce. Între linie, către Tudoran s-a ultat acesta. Păi și acolo... Dacă ai dat galben în prima repriză pentru Dragoș Popa, puteai să dai și pentru cei de la câmpul lung. Burcea se pregătește. Și galeria cântă, galeria își încurajează favoriții din ce în ce mai tare, iar băieții de pe gazon, băieții înghete simt. În momentul Burcea, centrare bună și rămâne în fața exterior. Centrare bună! A dat cu scalp. Aștepta acolo lovitura cu fruntea.
era bine poziționat capitanul galben-negrilor. Așa renungă, din nou Stoian, din nou cu capul Rătișan, nu iese prelungirea cu capul. Tot el recuperează acest balon, intră în zona centrală, Lema. Toarce pentru Iordache. Pierdem un tempo, Burcea. Ce pot să rămân, Radu, e că după intrarea lui Răchișan și Burcea, cei de la câmpul lung, n-au mai contat, efectiv. S-au retras cu totul în apărare. Probabil doar pe contraatac să mai caute. Presăm din ce în ce mai tare Sterian, dar nu, mingea nu ajunge la Iordache, cum era plănuită. Burcea, nu e faul. A căutat când a văzut că nu se fluieră nimic, a s-a ridicat în fit. Alexandru Longher. Și acum să-l vedem pe Tudoran. Tudoran mi-aduce aminte de Sfânt Mărtean. Cere faul, nu se dă nimic. Și șansă de contraatac foarte bine ieșită din Renza la offside. Și l-a blocat pe jucătorul. Faul de galben acolo. E faul de galben ăsta. Și va vedea în sfârșit cineva de la câmpul lung galben. Alma este cel sancționat, mijlocașul mușelenilor. Când nimeni nu se mai aștepta, Radu, arbitru, care doamne și pentru ei. Danciu se pregătește să bată, cel mai probabil va fi o centrare. Ia să vedem ce soluții va găsi Carlo Danciu în această fază. Nu e offside, dar mingea trece pe lângă patru. Au încercat să facă pasul la offside cei de la câmpul lung, dar nu le-a ieșit. Capitanul mușterenilor este acum portarul Marian Voipu, care degajează puternic pe... Până la Stoian. Trebuie să asta mai pot să facă cei de la câmpul lung. Nu, se simt presați de deslegari. Rapid, ne pute al joc Stoian, pe jos, către Braile Marto din prima, și interpune Popovic. Ne-ar mai trebui o viteză, Rares. Ți-am reușit să aducem și golul. Foarte bine Sterian până la Tudoran. Urcă și Burcea, învăluie foarte bine. Ce pasă bună i-a dat acolo, a? Un pic tare. Foarte bine a învăluit Burcea și a venit la primire. Nu se mai grăbește de la câmpul lung Mușel. Minutul 74, frate. 16 minute plus. Ce repede a trecut acest meci plin de... Așa e când are rid, Radu. Când se joacă. Un meci frumos pentru publicul neutru. Sterian. Aruncă mingea în față pentru Lemac. Se bate Lemac. Consider arbitru partidei că a faultat în atac. Vine Ceng de la încălzire, Radu, intră și el. Foarte bine, Renza. Poate de la Ceng să vină victoria, Radu. Vine acum de la încălzire. Să vedem în locul cui va intra Ceng. Ne grăbim și batem repede acest alt de poartă. Carlo Danciu. Ucigatea în fața porții ne trebuie în aceste momente. Tudoran, liber. Așteaptă un coleg, apare în dreapta Diego Dima, primește acesta, recentrare Carlo Danciu, fau!
A fost împins de... Hey, hai să o vedem pe asta. Posibil că al doilea penalti să ne fi fost refuzat. Unul în prima repriză, unul în a doua. A fost bruscat, asta e clar. Da, nu mai contează. Ce dacă Pulunga au pierdut zona de mijloc, sunt strict pe apărare în aceste momente. Din nou Tudoran, faultat. Mă vine încă nu Tudoran, nu? Dar e un pic departe de poartă și atunci și-a permis, confortul de a fluiera. Nu, clar, primul penalti a fost evident. Acolo nu se pun... Vom vedea dacă a fost și al doilea. Dar nu... No, sunt multe decizii care pot fi contestate al arbitrului. Nu, clar, de primul penalti a fost evident. Acum am dubile mele. Dar să vedem această fază. Tudoran va arunca mingea în care... O respins acolo de Vlad Gâsă. Și așa s-a mult contratat. Pare și Iordache. Și pierd mingea cei de la Câmpul Lung. O pasă către Nim. Timpul nu este de partea noastră, dar și în aceste momente ne trebuie faze mai clare în fața porții. Asta avem nevoie în aceste momente, pentru că mingea o duce până la 20 de metri, de acolo ne lipsește lucinitatea. Din nou, minge pentru Stegar, dușă, bătută repede de Purcea până la Danciu. Să vedem ce va face Stegarul, reușește să țină mingea în teren, dar recuperează rapid mușcelenii. Intră și Cenk Firat la steagul, să vedem cine va fi cel înlocuit. Răchișan, a coborât foarte mult. Tudoran, întoarce pentru Burcea. Burcea pe jos până la Lemac. Protejează masivul atacant Stegar. Tudoran. Lemac are spațiu acolo. Prefer o pasă pe jos până la Dima. Construim. Nu e offside. Tudoran. Mai departe Răchișan cu capul, dar se apără foarte bine. Cei de-a Mușelul și faultează Direța. Va fi schimbare pentru Steagul în aceste momente, dar și pentru cei de la Câmpul Lung. Dublă schimbare la Câmpul Lung. Lumiere, Cec intră pentru... A ieșit Tudoran, rapid. Tudoran a ieșit, da, pentru noi și a intrat Cenk Firat. Ciacio este cel schimbat de la Câmpul Lung și intră Lumiere, Cec. Forțăm ultimele 10 minute regulamentare de joc cu doi atacanți. Doi, un vârf împins, Cenk ajutat de Brian Lemac. Iar Marian Ion intră în locul lui Robert Dumitrescu pentru Câmpul Lung. Da, doi atacanți, un 4-4-2. Jucăm în aceste ultime 10 minute. Mai trece timpul. Da, vede Galbenul pentru tragere de timp. Vlad Gâsă. Nu mă așteptam să tragă de timp. Oricum e într-un fel, Radu, ca echipa așa puternică, solidă, ca Câmpul Lung să fie nevoită să tragă de timp ultima clasată, Radu. Și să se retragă cu 30 de minute aici de finalul partidei pe două linii. Nu au contat repriza secundă. Să vedem acum aproșa Staciuitor celent centrale direct poate la care este Băila și prinde fără emoții. Încajează rapid. Ce cu Iran în fața lui Demian Popovici.
păcate, dar nu a, a fost fault, efectiv. Nu a, a fost aruncat, s-a aruncat, nu a fost absolut nimic. Cer, că... nu ridica Stefanionul. Dacă așa vor fi ultimele secunde. E clar, e clar, asta este. Vor fi întreruperi din partea lor să ne rupă ritmul. Asta e practica pe, pe finalul partidei. Acești fani merită gol astăzi din partea asta. M-a uitat, faltează că au intrat Lumier, ce? Mâină, nu și pite pe față. Îi dă galben, nu cer toate. Ia de ce galbenul? Spune-o și motivul pentru care vede. Ce fiat că ar face galben. Pe Brian de Mac. Lumânare. Serian. Trebuie să grăbim. Aceste degajări sunt singurele momente cu cei de la câmpul lung au intrat în jumătatea noastră. Serios, sau de 3-4 jucători în această repriză secundă. Da, Purcea. Purcea în lungă linie. Danciu care... Da? Vreau să văd mai multe pe Răchișan, care nu a fost foarte vizibil în această repriză secundă de când a intrat. Ar putea viteza lui să constituie un avantaj. Dima. Poate acum. Cenk Firat, Burcea, pregătește centrarea bună, dar prinde Marian Voic, pasat bine, 6 metri. Ion Marian. Luca Stancu recuperează Diego Dima. Brian Lema. Ah, nu iese pas. Pierde în posesia rapid. Alma. Acum au început să preseze cei de la Mușelul, parcă m-au auzit, la Reșe. Fază periculoasă, foarte bine recuperăm, a foarte bine s-a interpus Stoian acolo, Rares. Nu am fost cu nimic mai prejet față de câmpul lung în acest meci. Merităm mai mult, merităm mai mult de la acest meci. Da, așa este. E păcat dacă nu pot face. Dar sunt foarte preciși în apărare, la ce dracu cu lucru. Seria, și grăbește, e cu Din. Din, eu cred că e Stoian. Trebuie să forțăm în aceste ultime 5-6 minute. Nu am venit de pierdut Radu, cum am zis, și dacă luăm 3 goluri, la aia e. Important e să forțăm, în acest moment n-a venit. Bă, mai trec secunde prețioase acum. Top 6, cred că, nu?
Axelian. Aruncă. De ce? Serafim se pregătește și poate nu interpune, se pregătește foarte bine Dante. Brian Lehmann. Pe stânga e Răchișan. Ar trebui să presăm prin ținția. În aceste momente rare și... Fotbalul te pedepsește când faci asta. O să vezi. Călărit, călărit acolo. Da. Din nou Danciu. Rămânem în posesie. Minge pentru Lehmann. O atinge. Răchișan trebuie să se lupte. Și nu iese. Hai, Diego Dima. Recuperăm, Sterian. Oh, înțelegere acolo. Va fi încă o schimbare pentru Câmpul Lung Mușcel. Ștefan Coma. Burcea aruncă mingea. Din nou Burcea. Chiar cu trecere în viteză. Din nou centrează. Se apără bine. Ce? Dacă Dima Sterian este liber, primește. A, nu e și central. I-a sărit în momentul. Nu mai dintre trării. Nu se grăbesc mușcelenii. Este Alexandru Serafim și intră în locul său Ștefan Coman. Stoian, nu știu ce să fac, știu de curvelul. Ceartă pe să fie atent. Intră la care a doua, scoate! A dat gol acolo. Permite să am dublu. Nu putem ști, rate, că asta chiar putem ști. Era 0 pentru Câmpul Lung Mușcelu. Permit să spun absolut nemeritat de la 0 pentru... Da, nemeritat, la categorie. Ei n-au cerut gol la faza asta, Radu. A dat arbitru, efectiv. Este cel mai aproape de victoria. Da, mai sunt un minut de joc regulamentar. Urmează deplasare, să-i spunem deplasare, pe aici, cu Chistă, pe Brașov. În steagul, practic, Radu. Nu reușim să păstrăm posesia.
Depășim Stoian la această fază în viteză, coboară și Burcea. Este fază periculoasă, Renza trebuie să fie atent și este. Fault acolo. E bine că au văzut golul. Asta e cel mai important. Cearcă o minge pentru Lemar. Veni din offside. Acolo, dar serii. Asta nu l-a văzut, era prea departe. Duce pentru Steagul, în aceste ultimele momente. Se grăbește Iordache, alerga primele minute, dar face o mic mingea acolo. Este acceptată. Avem și utilitate în aceste momente, aruncăm mingile, nu avem ce face realist de bine. E clar, Radu, ne-au dat și la moral. Venim de nicăieri, practic. În orice caz, un penalti refuzat, clar, 100%, un al doilea care e în dubiu, dar vom vedea pe acest gol care nu știu dacă a fost. Va fi un corner pentru Mușelu. La bara a doua. Cum? Yes. Suntem debusolați pe cătere, prea un pic mai spus la moral, dar s-a așezat mingea. Poate, scoate băilă, cea mai periculoasă ocazie lor. Problema este că nu am plantat în atac în repriza secundă. Am fost acolo, Rareș. Am dus mingea, dar... În afară de șutul pe poarta lui Sterian, nu am avut nimic în repriza secundă. Am dominat teritorial, cum le place comentatorilor să spună. Am avut posesie, am avut totul, practic mai puțin ocaziile clare de a scrie. Apără din Obăilă, două intervenții de curte 3 minute. Aruncă mingea rapid pentru Cenk Firat. Da, era sigur. Ce să facă? Acum au prins curaj, după golul 2. E ușoară de grimolată cărarea noastră. Da. Dar cu toate astea respind. Mențin părerea că Brian Lemar trebuie ajutat mai mult acolo de către jucătorii noștri și putea fi mult mai periculoși, cel puțin în următoarele meciuri.
2-0 la fel ca în tur. Final pe stadionul Silviu Ploieșteanu, pierdem cu 2-0 în fața celor de la Mușcelul. Și ne revedem etapa viitoare pe ICIM împotriva celor de la Chistâmpa. Da, Radu, mențin încă părerea că un scor nemeritat. Merita mai mult de la acest meci. Chistâmpa nu cred că va fi filmat. Este filmat de el? Da, nu va fi filmat de Steagul TV. Deci vă invităm pe toată lumea pe stadionul ICIM. De siguranță vom participa și noi. Până un alta, un weekend frumos aveți în continuare de sub Tâmpa și haide Steag! Nu uitați să țineți Steag cu prima ocazie aici pe Steagul TV și sâmbătă doare. Numai bine! Se